ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Nocturna bibliotecii. Ceremonii de investire a primarilor și consiliilor locale. Focul lui Sumetru, tradiție românească care nu s-a pierdut. Nocturna bibliotecii ajunge în municipiul Onești la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Onești, Consiliul Local și Biblioteca Municipală Radu Roseti. Nocturna a oferit oneștenilor activități diverse pentru toate categoriile de vârste. Pornind de la a îmbina utilul cu plăcutul, Biblioteca Roseti va desfășura în toate spațiile moderne ale Bibliotecii Radu Roseti activități educative și de divertisment pentru a putea satisface toate interesele participanților la eveniment. Câteva sute de elevi și adulți au participat la Librăria de Criză, un proiect care se bucură de un real succes la Onești. Hey. Nocturna Bibliotecii, o nouă ediție, iată că avem aici foarte multe lume prezente, foarte mulți tineri, ceea ce e un lucru excepțional. Semn că se citește și, de ce nu, multă carte și de bună calitate. Așa este. Este, iată, al nu știu câtelea an în care se întâmplă acest eveniment minunat, în care sunt scoase cărți pe care pot fi luate acasă gratuit. Cred că e un lucru unic în țară, ca o bibliotecă, din surplusul, din donații, să scoată și să ofere gratis iubitorilor de carte aceste cărți. E un lucru extraordinar, încă o dată, și felicit conducerea bibliotecii și cei care stau în spatele acestei acțiuni extraordinare. Iată că se citește, am văzut foarte mulți tineri, foarte mult așa interes față de cărți de la beletristică, cărți de școală și așa mai departe. Se citește de bună calitate, ca să zicem așa, cărți de bună calitate, dar și for fun, așa, de distracție. Important e în ziua de astăzi că se citește. Important e că încă mai este căutată cartea în format de hârtie. Important este că acești copii văd că, iată, părinții lor au beneficiat de foarte multe cărți și au și ei șansa asta să vadă cărți mai vechiuțe, dar care își păstrează același farmec. Subiectele sunt de către diverse, da, exact, și eu mă bucur să văd atâta tineret aici. Trag nădejde că cărțile care vor fi luate acasă vor fi răsfoite și poate unele din ele chiar și citite, sau măcar le vor citi părinții sau cunoscuții, și tot e un lucru benefic. Iată că foarte mulți tineri sunt prezenți la Nocturna Bibliotecii. Am văzut că adulții explică conceptul de această bibliotecă pentru toți la îndemână, în condițiile în care în ziua de azi o carte costă destul de mult, iar aceste cărți nu fac altceva decât să deschidă apetitul către lectură. Da, este deja tradiție ca începutul Nocturnei Bibliotecii să debuteze cu Librăria de Criză, proiect care constă în oferirea tuturor membrilor comunității de carte gratuit, cărți care le-am adunat pe parcursul anului, fie din donații, fie din cărțile pe care le-am scos din circuitul bibliotecii, iar oneștenii pot veni, își pot alege ce titluri vor și pot pleca gratuit cu ele acasă. Acesta e doar începutul evenimentului, pentru că apoi ne mutăm în interior, unde încep atelierele, lansările de carte, expozițiile, concertele, face painting-ul și, așa cum spuneai și tu, ne bucurăm foarte mult odată cu digitalizarea și modernizarea bibliotecii. Iată, tinerii vin în număr destul de mare la bibliotecă și ne bucură asta, începând de la cei mici de 2-3 ani care vin pentru ludotecă și jocuri pentru ei, până la adolescenți care petrec mult timp la sala multimedia. Ați reușit să acoperiți un segment important de vârstă, de la cei mai tineri până la cei cu ghiocei la tâmple, așa, dar faptul că s-a creat această tradiție și ați reușit să împământeniți așa în rădăcina, în pământurile acestor locuri, această librărie de criză, aduce un plus pentru comunitate și pentru noi toți până la urmă.
Da, proiectul nu ne aparține, este un proiect inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor. Noi am preluat acest model și iată am ajuns la 11-a ediție în care organizăm, sperăm noi, cu succes și benefic pentru comunitate această nocturnă a bibliotecii. Și pentru că suntem oamenii cifrelor, cam câte cărți au scos astăzi la bătaie, ca să zicem așa, scuzați exprimarea, dar mesajul e clar. Da, noi avem pregătit, pentru că avem experiența anilor trecuți când n-am făcut față cererilor, așa că anul acesta am pregătit 6.000 de titluri, de cărți, să fim siguri că ajung în toate casele oneștenilor. Felicitări pentru inițiativă, este o chestie excepțională, faptul că atât vârstnicii cât și cei tineri stau și citesc, își dau sfaturi unii de la alții, înseamnă că ați reușit să creați un eveniment de suflet și un eveniment care naște întrebări. Da, naște întrebări, dar mai ales sperăm să nască plăcerea de a citi, de a veni la bibliotecă, de a socializa într-un mediu cultural și educațional și a petrece timp de calitate. Europarlamentarul Dragoș Benea, primarul Adrian Jilcu, Claudiu Găburel, viceprimar și mulți alții au fost prezenți la eveniment. Iată că v-am surprins și pe dumneavoastră astăzi la Nocturna Bibliotecii, o serie de activități, librăria de criză, un mare succes. Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi la Onești? Sincer, acum o săptămână, dacă m-ați întrebat, nu știam că este acest eveniment. Eu am auzit de mult, cred că sunt cel puțin 10 ani de când știu că ființează acest eveniment. Dar accesând rețelele de socializare, am văzut, știam că vineri voi fi în Bacău și mi-am propus să ajung, nu pentru mult timp, dar știu echipa inimoasă de aici, am participat și la alte momente plăcute, am pus umărul și noi la acest obiectiv care face cinste nu numai Oneștiului, ci județului Bacău. Se întâmplă evenimente, în adevăratul sens al cuvântului, care trec dincolo de granițele județului și orice interacțiune cu cartea în general sau cu clădirile, că e o librărie, că e o bibliotecă, clădirile care au legătură cu cartea, orice interacțiune, fără să mă dau mai erudit decât este cazul, îmi face plăcere și am venit chiar cu plăcere aici. Foarte mulți tineri, nu știu că ați remarcat, de la cei mai tineri până la cei cu ghiocei la tâmple, toți se uită la cărți și au cărțile acasă. O inițiativă interesantă în condițiile în care o carte ajunge să coste destul de mult astăzi. Pentru mine, da, evident, să plece cu 3-4 cărți. Ele sunt mai vechi, adevărat, ele aparțin copilăriei noastre. Am văzut foarte multe edituri, coperți care îmi sunt cunoscute și mi-a stârnit așa un soi de nostalgie. O idee frumoasă și inedită și mă bucur că am văzut mulți copii care au plecat cu cel puțin 3-4 cărți. Un lucru frumos. N-am această statistică, dar e clar că biblioteca este un magnet și este un motor pentru părinții care vor să îndemne copiii către carte. Că dacă nu îi îndeamnă părinții, pentru ei e mai greu să ajungă din propria inițiativă, mai ales în aceste vremuri în care au cu totul și cu totul alte provocări, cu totul și cu totul alte... alte provocări pe care noi în urmă cu, să zicem, 40 de ani nu le aveam. Sincer să fiu, m-a surprins că sunteți astăzi aici, pe lângă campania electorală, văd că și la cultură un pic, așa cât se poate. Nu, bun, nu trebuie să vă surprindă, chiar am venit cu plăcere și cu ideea cu concertul, este una, dar e prea mult timp. Campania electorală are, avem timp și pentru campania electorală, evenimente de acest gen și eu cred că nu numai la nocturnele acestea voi veni, voi mai veni la Biblioteca Onești, pentru că, repet, această echipă, dincolo de faptul că este și inimoasă, are și idei, este și conectată la ce se întâmplă în această rețea a bibliotecilor și e foarte important să creezi evenimente. La Bacău, acum, de vreo 2-3 ani, au început să se miște lucrurile. E o echipă de management care a înțeles că vremurile s-au schimbat. Și acolo este un obiectiv de investiții important al Consiliului Județean, care cred că va crea un edificiu cel puțin de nivelul acesteia, dacă nu mai mult, pentru că e proiectată mai încoace. Mă bucur să avem în județul Bacău doi piloni. Și Poneștiul aici deocamdată este vârful de lance. Și felicitări celor care au prioritizat această investiție, în speță administrației Neghină, că până la urmă despre asta vorbim. Mulțumesc și eu!
Un mare succes a avut și expoziția de medalistică a cunoscutului colecționar Vilică Munteanu, fost șef al arhivelor statului Bacău. Iată că Nocturna Bibliotecii vine cu evenimente interesante, de la librăria de criză până la expoziție de medalistică. Ce ne-ați pregătit de această dată? De această dată l-am adus la Onești pe Eminescu în formă de medalii. Cu deosebire medalii, dar nu numai. Avem parte de medalii, dumneavoastră colecționați de foarte mulți ani și cred că arhiva dumneavoastră medalistică găzduiește o piese extrem de importante. Cu câte piese sunteți astăzi prezent la Onești? La Onești sunt cu aproximativ 200, puțin peste 200 de medalii, vreo 100 și ceva de insigne și Eminescu și câteva cărți poștale cu tematică Eminescu. Cărți poștale am în colecție undeva în jur de vreo 300 și ceva Eminescu. Într-o expoziție ca aceasta nu puteam să aduc atâtea, că ar fi trebuit să mai iau vreo două săli. Așa. Și, de asemenea, mai în colecție mai am grafică Eminescu, mult, deci pe format A4 și A3. Iată că foarte multe piese, nu știu dacă ar fi să scoateți tot ce aveți Eminescu, cât ar însemna ca și spațiu, pentru că iată aici este un spațiu extrem de generos și sunt îngrămădite sau așezate cu mare grijă și valorificat fiecare centimetru. Da, așa este. Pasiunea înseamnă ceva și eu merg pe 4 teme de colecționare. Una din acestea este tema personalități, iar în fruntea personalităților nu putea să fie decât Eminescu, urmat de Ștefan cel Mare. Și acum, nu întâmplător, sunteți ca și acasă, pentru că sunteți acasă. Da, sunt acasă. De aici până la casa în care m-am născut sunt mai puțin de 10 km. Deci, în alte cuvinte, sunteți acasă și expuneți pasiunea pe care o aveți de câțiva ani încoace, concretizată în aceste piese excepționale. Da, am, n-aș spune neapărat, sunt și câteva piese de excepție, am câteva rarități, am medalii care au fost bătute în 5-12 exemplare, deci în serie limitată, extrem așa personalizate, mă rog, dar am și piese bătute într-un tiraj mai mare, unele destul de valoroase, chiar dacă aș face o evaluare, ce înseamnă numai piesele Eminescu, mi-au o mașină bună. Ce să zice, ne bucurăm că avem parte de această expoziție de suflet. Eminescu este poetul nostru nepereche. Cred că și tema este excepțională aleasă, mai ales pentru Nocturna Bibliotecii. Categoric. Pentru noi, Eminescu îl putem considera un sfânt și ceea ce a făcut și mai ales ce a lăsat Eminescu neamului românesc, dar și universalității, deci trecând granițele mult peste mări și țări, este marea personalitate sau una din marile personalități ale neamului românesc, considerat deci unul dintre cele trei genii ale românilor, și îi dăm prețuirea care îi se cuvine chiar și în asemenea documente în metal, pentru că medaliile într-un fel
interpretate sunt adevărate documente. De Sfântul Dumitru, 4 familii din comuna Caș în județul Bacău au fost gazde pentru tot atâtea din comuna Soveja, județul Vrancea. Făcând parte din patrulaterul muntenesc, Dragoslavele, Rucări din județul Argeș, Cașin, județul Bacău și Soveja, județul Vrancea, câțiva reprezentanți ai ultimelor două comunități au punctat un obicei ancestral numit Focul lui Sumetru. Startul colaborărilor culturale a fost dat în 2015 cu ocazia organizării la Cașin a simpozionului Obârșia Mioriței, Focul lui Sumetru 2024. Ioane, vecin Vasile, fratele Gheorghe, încă un focul Sumetru. Am avut ocazia să vorbesc cu domnul profesor universitar Ion Ghinoiu, coordonatorul Atlasului Etnografic al României, și am zis că, domnule profesor, după ce m-a identificat că sunt în Moldova, și la mine în sat să merge cu focul Sumetru. Atunci a făcut ochii mari. Corect. Nu se poate. În Moldova a făcut... Da! În Moldova, pentru că noi în Valea Cașinului, dar în speță cu comunitatea din Cașin, alcătuim cea mai închegată comunitate de munteni a Moldovei. Ei bine, mi-a zis dumnealui, zice, a da, nu-i focul Sumetru, e focul Sumedru. Domn profesor, pe uliță la noi așa se zice, focul Sumetru. E adevărat, așa, Ioane? Așa se spunea. Deci, așa focul Sumetru. Și în ziua de azi? Și... tot vorbind noi așa, mă întreabă dumnealui, dar zice tot așa să face un foc mare la răspântii. Domnule profesor, eu nu știu. În copilăria mea, ia zi, Ioane, se cum făcea, să merge? Se făcea. Se nu făcea? Nu ți-aduci aminte când ne-a dus la baba Stanca? Și? Da? E... acolo să-mi pună nuci în traistul, mi-a pus numai coș. Aha, care va să zică, deci trebuia să zicem la poartă... Hai la focul Sumetru! Ei, hai la focul Sumedru! Ei, și uite așa am aflat eu că acest Sumedru de fapt era ocrotitorul turmelor de oi. Păi da, că la noi oi au fost din când s-a născut satul ăsta. De brava lui! De nume, ocupația de bază! Ocupația de bază și dintr-un început, că după aia știm noi că a devenit o altă ocupație de bază. Ei, măi dragilor, care v-a să zic că noi să pornim și noi un foc al lui Sumetru. Hai dar să putem, poate vin și la noi niscaiva oaspeți. Oaspeți că... eu am pregătit eu, sau cum să zic, eu am chemat pe unii, dar eu zic că n-au mai venit, că de când stăm aici. Sfară în țară. Sfară în țară. Să vină și la noi. Da. Noi suntem bucuroși să ne vină. De oaspeți. Că și noi am fost în alte părți. Am fost la Rucăreni, am fost la Dragosloveni și la Sovejeni am fost. Da, fiște care își face în, la ei, în satul lor acolo. Mai stăm oare să mai așteptăm sau pornim focul? Ce zici? Pornim focul, frate meu. Se aud că ar veni pe undeva, dar e pe unde? Hai să zicem focul Sumetru, că poate nu știu locul. Mai zicem o dată. Hai să mai zicem. Hai! Focul Sumetru! Focul Sumedru! Focul Sumedru! Hai la noi! Hai la focul Sumedru! Dăm foc, poate dacă văd focul, știu în ce direcție să vină. Bravo, așa facem. Băi, haide bă, să facem focul, bă, că s-aud unii pe deal. Hei, băi vărui, Ion, hai aprinde focul, ori veni, ori veni, hai să-i dăm noi să ne facem obiceiul nostru străbun. Aprinde focul, Ioane. Dă-i foc vere, dar s-aud niște vorbe pe deal. Eu parcă poate sunt cei care i-am chemat noi, Doamne, dar doar veni. O strigăm după ce a prins focul, Ioane. Hai să vedem dacă a luat foc. Așa s-a prindea înainte. Cu resturi vegetale, așa cum avem și noi cocenii, crângi uscate. Deci, Sumedru, care va să zică, era cel care proteja ocrotitorul turmelor. Ia uite că s-a prinde focul. Strigăm, băieții! Hai să strigăm, poate acum dacă se vede, poate că ne vin neamurile.
Poate vin și musafiri. Poate vin prietenii. Te mai strigăm hai o dată. Focul-ul sumedru! Focul-ul sumedru! Focul-ul sumedru! Ia să-l lăsăm și pe cel mai tânăr ciobănel adevărat. Ia strigă, puișor. Ia poate, zi. Zi, focul-ul sumedru. Zi. Focul-ul sumedru! Bravo! Ia uite, bă, s-a algit dealul, bă! Au venit sovejenii, bă! Bravo! Hai la noi! La ei se strigă drui, drui, la sumedrui. Iar noi cum strigăm? Focul-ul sumedru! Focul-ul sumedru! Hai să-i lăsăm și pe ei! Dați-ni și nouă cam. Noi ce să vă dă-le, fratele meu. Pune-le în traistă, bre. Pune-le în traistă. La Centrul Cultural din Comuna Mănăstirea Cașin a avut loc ceremonia festivă în cadrul căreia noul Consiliu Local, dar și noul primar George Bucur, a depus jurământul pentru primul mandat de primar. La eveniment a fost prezent prefectul județului Bacău, Claudiu Ilișanu, europarlamentarul Dragoș Benea, dar și mulți alții. Evenimentul a început cu o mică slujbă de binecuvântare a preoților prezenți la eveniment. Binecuvintează-ne pe noi robii tăi, binecuvintează adunarea aceasta și pe aleșii poporului tău, că Sfânt ești pe toate, le sfințești acum și pururea și vecii vecilor. Amin. La eveniment au fost prezenți un mare număr de primari din zonă. Este vorba de primarul comunei Guravăi, Silviu Tinei, primarul comunei Târgu Trotuș, Cătălin Sabău, dar și mulți alții. Este o mare onoare și în același timp o responsabilitate să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, ca primar al acestei comune. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și pentru sprijinul pe care l-am simțit că tot parcursul acestui proces electoral. Fără susținerea dumneavoastră, acest moment nu ar fi fost posibil. Astăzi nu este doar începutul unui mandat pentru mine, ci și începutul unei noi etape pentru comunitatea noastră. Avem în față provocări importante, dar și oportunități extraordinare. Cred cu tărie că, împreună, putem transforma aceste provocări în succese și putem construi un viitor mai bun pentru noi toți. Prioritatea mea principală va fi cetățeanul și nevoile sale. Vreau să vă asigur că administrația pe care o voi conduce va fi una deschisă, transparentă și dedicată dialogului. Ușa mea va fi mereu deschisă pentru voi, pentru ideile și propunerile voastre. Numai prin colaborare și prin implicarea activă a fiecăruia dintre noi vom reuși să facem schimbările de care comuna noastră are nevoie. Vom pune accent pe dezvoltarea economică, pe educație, pe sănătate, infrastructură și pe protecția mediului. Împreună cu echipa mea voi lucra neîncetat pentru a atrage investiții și a îmbunătăți calitatea vieții tuturor cetățenilor. Îmi doresc ca comuna noastră să fie un loc în care fiecare dintre voi să se simtă mândru că trăiește. Știu că așteptările sunt mari, la fel ca voi, am aspirații mari pentru comunitatea noastră, însă vreau să fiți convinși că nu voi face promisiuni fără acoperire și voi rămâne dedicat obiectivelor pe care le-am stabilit împreună. Dragi concetățeni, închei prin a vă invita să fim uniți, să ne implicăm cu toții și să privim cu încredere către viitor. Numai împreună putem construi un viitor mai bun, mai sigur, mai prosper pentru noi și pentru generațiile ce vor urma. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere și abia aștept să începem munca împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri 15 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire, iar cerul va fi noros. Maxima zilei ajunge până la 8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 1 grad Celsius. Sâmbătă 16 noiembrie, vremea începe să se mai încălzească. Cerul va fi parțial acoperit de nori, pe alocuri ne va zâmbi soarele. Maxima zilei nu va trece de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 3 grade Celsius. Duminică 17 noiembrie, vremea începe să se mai încălzească. Cerul va fi parțial acoperit de nori,
Pe locuri ne va zâmbi soarele, maxima zilei nu va trece de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 5 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!